Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență apărute în urma izbucnirii unui incendiu la o embarcațiune în portul Tomis. La momentul ajungerii echipajelor, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă. Forțele alocate au fost 4 autospeciale de stingere cu apă și cu spumă din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța și un echipaj SMURD. În sprijin am avut și embarcațiunea SAR cu tun. Din fericire, din primele informații, nu sunt victime surprinse de explozie. Intervenția a fost una destul de dificilă din cauza